vârsta de 16 ani a fost o perioadă mai grea, cea mai grea, cred, din viața mea, în care am avut multe lupte la nivelul minții. Bună! Numele meu este Andreea și aș vrea să vă zic în câteva minute cum l-am întâlnit eu pe Dumnezeu într-un mod personal. Crescând într-o familie creștină din Germania, am auzit de mic copil despre Dumnezeu, despre planul lui de salvare pe care îl are cu omenirea, așa că am înțeles că sunt un păcătos și nu pot sta drept înainte de Dumnezeu, ceea ce m-a dus în anumite stări în care mi-a fost frică de moarte pentru că nu am știut unde voi ajunge. Am văzut că nu sunt în păcate cu Dumnezeu, dar am amânat să aleg în brațele Lui. Și am avut experiențe cu Dumnezeu la vârsta de aproximativ 10 ani, la 12 ani, în care am simțit că Dumnezeu merge după mine și chiar m-am rugat și am zis că îi mulțumesc că a murit pentru mine, pentru păcatele mele la cruce. Dar în timpul adolescenței și preadolescenței au apărut îndoieli. Oare Dumnezeu chiar m-a iertat toate păcatele? M-a acceptat? Sunt chiar un copil al Domnului? Astfel de gânduri au dat niște lupte în mine și eu personal nu m-am deschis față de cineva sau foarte greu, am ținut în mine aceste lupte și așa că nu prea s-a văzut în exterior. Și am dorit cu toată inima să fiu pe placul lui Dumnezeu. Am avut bucurie și plăcere de a merge la biserică, de a citi din cuvântul lui, de a citi și acasă din Biblie, dar aceste îndoieli s-au manifestat în continuare și mi-a dat o neliniște în inima mea. La vârsta de 16 ani a fost o perioadă mai grea, cea mai grea, cred, din viața mea, în care am avut multe lupte la nivelul minții. Cred că am crezut minciuni din partea celui rău, care mi-a zis că tu nu poți să fii sigură dacă ești salvată, tu nu poți să știi sigură că păcatele sunt iertate. Și a fost o perioadă așa de grea în care, după ce am venit la școală acasă, am plecat în pădure, o perioadă în care am plâns, m-am rugat, am cântat cântări, am citit Biblia ca niciodată în viața mea. Acest gând m-a dărâmat până la urmă, că Dumnezeu nu m-a acceptat și poate sunt chiar părăsită de Dumnezeu. Și a fost o perioadă foarte grea și v-am zis și ca înainte, nu m-am deschis față de cineva pentru că mi-a fost frică ca cel sau celui care îi voi spune acest lucru, că mă va condamna sau poate îmi va spune că da, ai păcătuit pe Dumnezeu care poate un păcat pe care nu mai pot fi iertat. Frica asta m-a făcut să nu mă deschid față de cineva. Dar într-o zi în care am fost așa pe plâns și m-am dus în pădure să mă rog, parcă am văzut înaintea mea, acolo pe câmp unde am fost, lângă pădure, pe Domnul Iisus pe cruce. Și atunci, ca și cum s-a luat pe deaua. Și l-am văzut pe Domnul Iisus și am zis, Doamne, dacă eu nu te am pe tine, sunt pierdut în viața asta. Te vreau pe tine, da, vreau la tine. Și cumva, în gândul meu sau în așa, am alegat la El și l-am luat în brațe, am zis, Doamne, la tine vreau să, cu tine vreau să trăiesc. Și de atunci, parcă am primit o pace în inima mea, pentru că credința sau dorința mea de a crede a căzut de la mintea mea în inimă și am fost eliberată și am fost așa de bucuroasă că am zis, Doamne, acum știu pentru ce trăiesc, pentru Tine. Am experimentat înainte viața aceasta plină de îndoieli, de lupte, satana care m-a atacat la nivelul minții, se-mi spune că eu sunt pierdută și n-am nicio speranță și nu pot să fii sigură și viața asta e pierdută pentru tine. Am experimentat că Dumnezeu
a dat la o pată tot acest îndoiel și mi-a dat siguranța mântuirii, pentru că Iisus Hristos a spus că eu sunt calea, adevărul și viața, și aceasta viață am experimentat pe care El o dă. Și dacă și tu poate ești într-o situație în care poate te lupți și poate chiar la nivelul minții și gânduri pe care nu le vede nimeni, dar poate tu ai în inima ta și la mintea ta, în mintea ta ai îndoieli că nu ești suficient pentru Dumnezeu, sau ai făcut ceva, că Dumnezeu nu poate să ierte, sau lupți în tot felul de gânduri, să știi, pe Domnul Iisus îți poate da 100% siguranța mântuirii, și aceste gânduri care vor să-ți atacă mintea vin de la cel rău.